Intrăm direct în forță cu o travă, știți piesa asta, nu? Din nou pe poată, baia mare. Și o să vin din nou, că am venit cu mult mesaj și fără gând de show. Etajul 3, direct din studio. Boboc vine, dar vine mult mai slow. Stau pe loc, nu mă arunc în față. Vreau să spun cuvinte adevărate ce dau viață. Că Dumnezeu a fost cel care m-a însoțit, cel care m-a ridicat atunci când m-ai lovit. Prea mult Dumnezeu îmi este și nu-ți place, că ai vrea să auzi doar de dragoste și pace. Însă Dumnezeu e mai mult de atât, e cel care de la început te-a vrut. Sunt puțin că știi în zilele din urmă. E generația McDonald's, spirit de turmă. Ori îți iei crucea în spate și ai plecat. Ori papa, ceau, mamona te-a luat. Diavolul stă și rănește ca un leu. Vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ține de pe tavă. Ambalat de frumos, dar înăuntru e. Diavolul stă și rănește ca un leu. Vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Ăsta-ți dă ce vrei, ține de pe tavă. Frumos, dar înăuntru e. În fiecare zi stai și te gândești, oare cine ești, unde ești și de ce trăiești. Nu știi încotro s-o iei, unde să te îndrepți. Într-o lume oarbă și în care toți se gândești pe lumea. S-ară și nu mai aștepți niciun bine când îi vezi pe toți din jur că vor să tragă după tine. Băiețași disperați ce aleargă după bani și fete ce te vor doar atunci când ai merțan. Dragostea s-a dus, s-a plecat tot mai sus. O mai vezi doar atunci când te uiți la Iisus. Că lumea s-a răcit, ți-a mai spus, mă. Calea ce-am ales-o eu e cea îngustă. Calea care aduce eliberare. E singura șansă de salvare. E singura șansă pe care o ai tu și eu. E singura ta șansă să te întorci la Dumnezeu. Diavolul stă și rănește ca un leu. Vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vei, ține de pe tavă. Am balat de frumos, dar înăuntru e o travă. Diavolul stă și rănește ca un leu. Vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ține de pe tavă. Am balat de frumos, dar înăuntru e. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața și o va pierde. Dar oricine își va pierde viața trăind cu adevărat pentru Dumnezeu, o va câștiga. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Hai zi-mi tu! Hai 1, 2, 3 și... Diavolul stă și răgnește ca un leu. Vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ține de pe tavă. Am balat de frumos, dar înăuntru e. Diavolul stă și răgnește ca un leu. Vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ține de pe tavă. Am balat de frumos, dar înăuntru e o travă. Diavolul răgnește ca un leu. Zică, diavolul răgnește ca un leu. Dar nu poate să facă nimic dacă l-ai pe Dumnezeu. Poți să dai drumul la următoarea. Următoarea se numește Privesc spre cer. Am remixat-o puțin pe un alt instrumental. Când rap creștin și sunt lovit în plin, că dau cu binecuvântare, nu cu ură și venin. Ca și Iisus, nu? Sunt bine primit. Orice flow liric aș avea asta cum aș da pe beat. Îl am pe Dumnezeu, nu când doar despre El. Eu nu vreau premiu aici și vreau sus în cer. Alerg după El, alerg pe străzi. Alerg cu adevărul, nu alerg de gărzi. N-am nevoie de premii sau de o carieră. Am nevoie de versuri noi, gloanțe de mitralieră. Nu vreau ca să fac imagine sau look. Vreau să spun tot ce-am trăit, oriunde mă duc. Stau departe de păcat, mă feresc de El. Vreau să fie curat, în cer al meu caz e. Și dacă n-ai înțeles ce-am avut de zis, rimele mele merg pentru cei din ea să ajungă în paradis. Muzică de cartier și-o dau până transpir. Ca băieții de pe șantier sunt liber. Nu mai sunt prizonier, fiindcă rugăciunile mele au ajuns până la cer. Muzică de stradă, muzică de cartier și-o dau până transpir. Ca băieții de pe șantier sunt liber. Nu mai sunt prizonier.
saxofon și nu am plecat. Asta cred că e dovada că eu încă cred în rap. Nu m-am clătinat tare ca un soldat. Am rămas pe poziție fiindcă am un mesaj de dat. Nu cu nasul pe sus și fără mândrie la microfon. O dau cu pace și respect pentru fiecare om. De la sunet bun am dat-o până pe casetofon. Cam poartă Gianluigi Buffon. Fără rușine vii și strică Dumnezeu e viu. Sper să-ți dai seama de asta până nu e prea târziu. Și nu mă opresc, o să spun tot ce am de zis. Nu prin puterea mea, ci prin puterea celui ce m-a trimis să văd creștin mințit din față de la amvon. Predicator mulți ce aleargă doar după microfon. V-aș opri de-a telecomandă dacă ați avea buton. Lăsați competiția că nu sunteți la maraton. Muzică de stradă, muzică de cartier. Și-o dau până transpir ca băieții de pe șantier. Sunt liber, nu mai sunt prizonier. Fiindcă rugăciunile mele au ajuns până la cer. Muzică de stradă, muzică de cartier. Și-o dau până transpir ca băieții de pe șantier. Sunt liber, nu mai sunt prizonier. Fiindcă rugăciunile mele au ajuns până la cer. Strigă eo. Ei, ei, ei. Oh, da? Ascultă muzica, yeah, yeah. Și strigă eo. Ei, ei, ei. Oh, da? Ascultă muzica, yeah, yeah, yeah. Woo! Woo, 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 woo. Uh-huh, yeah, yeah. Poți să stai aici? La tenis ar câta până la dimineață. E ok? 1, 2, 3 și... Următoarea piesă e una mai veche, se numește Aproape de tine. Pe piesa asta chiar că am transpirat, cuvintele au putere, știi? Era numai a doua și deja începe show. Adică nu show. Da, show. Piesa asta e mai veche, din 2008, se numește Aproape de tine, poți să-i dai. Oh, yeah! 2. Nimic nu merge bine, te stresezi ca să te ridici și apoi falimentezi. Iisus poate avea succes chiar acolo unde tu mereu dai greș. Prietenii au plecat, nu dispera, ștergeți lacrima, este ziua ta. Indiferent de circumstanțe, nu uita că Dumnezeu e tatăl tău, el nu te va lăsa. Aha, poate că unii te exclud mai mereu din cercurile lor și îți este greu. Nu ești prea popular, te uiți în buzunar, unii țin în mână de ancuri, tu n-ai un leu măcar. Dumnezeu promite că va fi bine, are un viitor și o nădejde pentru tine. Lasă orice grijă, nu te mai stresa, Dumnezeu din cer este de partea ta. Poate prietenii au plecat fără să îți spună de ce. Oameni dragi te-au abandonat când ți era mai greu. Da, da, da. El e aproape. Cine? Yeah, yeah. Woo, woo. Poate prietenii au plecat fără să îți spună de ce. Oameni dragi te-au abandonat când ți era mai greu. Da, 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 yeah, 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 yeah. Nimeni nu m-a ascultat, tu ai fost cu mine, ieși și nu mă vei lăsa. Mereu ai fost așa, tu nu te vei schimba. Tu ești cel bun, Doamne, că lumea e rea. Când alții vor să facă rău, tu ești cu mine. Când o duc greu, tu spui că o să fie bine. Îmi dai putere ca să zâmbesc zi de zi, să ajung să ierd repede ca niște copii. Mereu acolo vei fi, tu nu te vei grăbi. Vei avea timp de mine în fiecare zi. Indiferent de ce fac oamenii, tu ești lângă mine și mereu vei fi. Lumea nu va putea niciodată fura, Doamne, pacea ta din inima mea. De-aia cât trăiești nu uita că Dumnezeu e mai mare decât problema ta. Poate prietenii au plecat fără să îți spună de ce. Oameni dragi te-au abandonat când ți era mai greu. Da, da, da. El e aproape. Cine? Yeah, yeah, yeah. El nu te lasă. Zic că poate prietenii au plecat
oameni dragi te-au abandonat. Da, yeah. El era aproape. Cine? Dumnezeu era aproape. Woo! El nu te lasă, nu, nu. Yeah. Următoarea piesă se numește Nu suntem mici. Cred că nimeni de aici nu-i mic să facă ceva pentru Dumnezeu. Planul care Dumnezeu l-are cu viața lui și sigur că cel de sus o să fie cu el. Chiar astăzi citeam pe tren din Faptele Apostolilor, mi se pare, cum erau protejați oriunde mergeau ucenicii să vestească Evanghelia și cred că fiecare dintre noi ar trebui să facem asta, nu doar aici, pe scenă, ci prin trăirea noastră, prin viața noastră, și prin vorbele noastre și prin tot ceea ce putem să l-artăm pe Dumnezeu noi și să fim o lumină. Poți să dai drumul. Pe piesa asta am nevoie de voi, pe refren. Yeah! Woo! Yeah! Mi-aduc aminte când am început de mult. Vreo 8 ani au trecut deja cântând. Multe de atunci până acum s-au schimbat. Bobocura înflorit, deci m-am maturizat. De la un puștan care asculta la familia am început să scriu și o versuri despre viața mea. De mic copil am avut în inimă un vis și uite că s-a împlinit. Vorm întrupat un amist, nu cu tata aici cu serai am pus primul vers pe foaie. Mi-aduc aminte la început când repetam în baie emoții, melodii, concerte, toate s-au dus. Singurul nume ce a rămas în picioare e Iisus. Mulți vedeți și credeți că am rămas singur acum, însă e cu mine cineva pe același drum și știu că la final va fi totul bine. Îți mulțumesc, Doamne, că ai încredere în mine. Zi, oh, că rămâne tot așa. Zi, nimic nu ne va schimba. Zi, oh, că rămânem aici să schimbăm ceva. Nu, nu suntem mici. Zi, oh, că rămâne tot așa. Zi, nimic nu ne va schimba. Zi, că rămânem aici să schimbăm ceva. Nu, nu, nu suntem mici. Să tui de gunoi, noi nu dăm înapoi pentru Iisus Hristos. Suntem gata să devenim eroi. Nu suntem mici când Dumnezeu e cu noi. Putem ieși fără vreo scârietură din război. Păcatul mă plândește, vrea mult timp ca să mă țină, însă mă fac liber scoțându-l la lumină. Chiar dacă e greu să mai crezi în Dumnezeu, primul care moare pentru el vreau să fiu eu. Și știu că tu, Doamne, nu mă vei lăsa. Tu ești fericirea mea, nici de cum nu-i muzica. Și vreau ca să rămâi o viață cu mine. Și dacă nu-l cunoști, am să mă rog și pentru tine. Că Dumnezeu trăiește nu doar de pași și de Crăciun. Dacă nu îl vezi de unde ești, dai te rog zoom. Deci dacă vrei o viață nouă, ai vino pe al lui drum. Ai vino chiar acum, nu mai sta, nu fi nebun. Zi, oh, că rămâne tot așa. Zi, nimic nu ne va schimba. Zi, oh, că rămânem aici să schimbăm ceva. No, no, nu suntem mici. Zi, oh, că rămânem tot așa. Zi, nimic nu ne va schimba. Zi, oh, că rămânem aici să schimbăm ceva. No, no, nu suntem mici. Zi, oh, că rămânem tot așa. Zi, nimic nu ne va schimba. Zi, că rămânem aici să schimbăm ceva. No, no, nu suntem mici. Zi, oh, că rămâne tot așa. Zi, nimic nu ne va schimba. Zi, oh, că rămâneți aici să schimbați ceva. No, no, nu sunteți mici. Woo! Poți să dai drumul la următoarea? E un intro, e ceva colaj făcut acolo. Yeah, yeah. Woo, woo, woo. Yeah. Popoc la microfon de vreo 8 ani. Când pentru Dumnezeu nu o fac pentru bani. Care bani? Că încă nici nu
nu i-am văzut. Când am apărut eu, cred că toți au dispărut. Nu vreau ca să mă plâng, e foarte bine așa. Vreau măcar ca cineva să asculte muzica. Știu cine sunt și știu ce o să fac. Viața mea merge mână-mână cu muzica rap. Că Dumnezeu m-a ajutat, mi-a deschis un drum. Nu mă lasă singur, e cu mine chiar acum. E și cu tine, băi, chiar dacă tu nu crezi. Deschide-ți bine ochii și sigur ai să vezi. O să mă zbat, că o să fac ce am în cap de fac, yeah. Sunt tot aici, boboc, nu, nu, că n-am plecat. Că să lupt, zic că sunt tot aici, boboc, nu, nu, n-am plecat. Că să lupt, că o să mă zbat, că o să fac ce am în cap de fac. Sunt tot aici, boboc, nu, nu, n-am plecat. Că să lupt, că o să mă zbat, că o să fac ce am în cap de fac. Sunt tot aici, boboc, nu, nu, n-am plecat, yeah. Din nou pe bandă, Baia Mare. E cea mai tare, e? Și strigă, e-o, e-o. Strigă, e-o. Strigă, e-o. Noi am fost aici și rămânem aici. Să schimbăm ceva, nu, nu suntem mici. Ca niște războinici înaintăm. Ca vulturii pe cer, vrem să ne înălțăm. Ca să zburăm mai sus, să nu mai fim la fel. Să nu mai gândim doar cu banii din portofel. O dau pentru aia care țin capul sus, la care soarele în viața lor încă n-a pus. Mă las dus, te compus, l-am cu mine pe Iisus. Trebuie să știi că nu pot să fiu redus. Îți mulțumesc că ești cu mine cum? Pentru tine, Doamne, eu nu mă pot abține. Și luăm microfoanele de strigă-n tare. Ce? Libertate nu mai vrem în închisoare. Hai, ridică-te, no, no, nu mai stai jos. Luptă, luptă pentru Iisus Hristos, am zis. E-o, strigă să se audă tare. Oradea, Cluj, Târgu Mureș, Alba, Arad, Iași, Hunedoara, București, Timișoara, toată țara. Zic că e-o, strigă să se audă tare. Oradea, Cluj, Târgu Mureș, Alba, Arad, Iași, Hunedoara, București, Timișoara, toată țara. Zic e-o, strigă să se audă tare. Oradea, Cluj, Târgu Mureș, Alba, Arad, Iași, Hunedoara, București, Timișoara, toată țara. Zic că e-o, strigă să se audă tare. Oradea, Cluj, Târgu Mureș, Alba, Arad, Iași, Iași, Hunedoara, Hunedoara, București, Timișoara, toată țara. Voi mai puteți? Bine, e cam greu aici, cu vocea. E ok, mai merg. Pe următoarea piesă nu vreau să cânt singur. Ori trecem păstă, ori o cânt cu careva, știi? Dar nu Călin. Nu, no, e ok. Am cântat-o de prea multe ori cu Călin. Hai să fie și altă. Nu, eu zic să fie acum. Deja, totuși, zice lumea că vin cu aceleași texte de acasă, știi? O să fie altcineva. Care vine? Vii, Sergiu, tu? Cum? Doar două cuvinte, tot noi de zis. Hai numai. Avem un microfon aici? Hai să-l aplaudăm aici pe Sergiu. Știți piesa asta? Ah, tu nu știi de ok? Am învățat. Poți să-i dai drumul, Călin e fericit, sigur de asta. Cine? Tot noi, cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi, cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi, cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi, cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi, cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi, cine? Yeah, yeah.
suntem top noi. Hai, fi pe fază, eu adun amisie în ofensivă și asta deranjează. Sunt prea mulți care debitează, nu m-a prostit. Nu mă interesează ce ai, băi, nu știi. Când lumea s-a schimbat, eu am rămas la fel. Tot creștin de pe morii, tot din cartier. Mi-a zis că mor în cer, acolo e casa mea. Unesc cu gândul doar la bani, nu pot să fiu așa. Ne-am dat din coate ca să ies la suprafață. Nici n-au fost lume grele să ne împingă mai în față. De-aia faceți loc, vine Sergiu și Boboc. Cine? Aceiași bagabond. Nu ne-am schimbat deloc, că Dumnezeu este cu noi. Nu ne-a uitat și nu e vrea să mie să cânt hip-hop. Sunt binecuvântat, trepezine încetat. Cerul până la capăt prin tot ceea ce fac. Suntem cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi cine? Yeah. Fii atent. Nu, nu e o vedetă, nici nu vrea așa ceva. Sergiu din Baia Mare își știe lumea. Puști pe strada lui, îl salută cu respect. Care tupeu ca s-o dea la microfon foarte direct. Că s-a născut la bloc, nu în palat. Și-a crescut pe strân, de-aia cântă hip-hop. Nu s-a mutat din cartier, e tot în el. Și criticile multora nu l-au schimbat de fel. Că am rămas tot el și rămâne până la sfârșit. Nu am obosit pe Dumnezeu să reprezint. Nu am figuri în cap, încă mă vezi pe tramvai. Nu-mi e rușine, fiindcă averea mea e rai. Trăiesc ce iubesc, ce iubesc, ce trăiesc. Să afir că sunt creștin. Nu mă feresc, îmi iubesc biserica, prietenii și muzica. Pe Sergiu, yeah, yeah. Suntem tot noi, cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi, cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi, cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem. Tot noi, cine? 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 Până la capăt tot noi suntem. Cine? Cine? Până la capăt tot noi. Acum hai să strigăm noi cine și ei tot noi. Că e ultima oară, știi? Hai! Yeah! 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 Hai! 1, 2, 3 și suntem! Cine? Cine? Până la capăt tot noi suntem! Cine? Cine? Până la capăt tot voi, tot voi! Woo! Mulțumesc mult, Sergiu! Poate vă predică imediat. Am cântat 6, că ok până acum, vocea evangheliei, știi? Următoarea piesă se numește Nu vor renunța. Și sper ca să nu renunțăm niciunul din a căuta adevărul și dacă nu ai făcut asta, să faci, fiindcă vezi ce se întâmplă prin lumea asta. E o vreme așa mai tulburată și cred că cel mai bine ar fi ca să ne încredem în Dumnezeu și să-L căutăm pe El, fiindcă la finalul vieții doar asta cred că o să regretăm dacă nu o să o facem. Poți să-i dai drumul. Yeah, yeah. Yeah. C-o să țip, c-o să cânt, c-o să fac ceva, de ce oare? Ca să schimb lumea, nu, nu, nu. Eu-i vă schimba, Dumnezeu-i va schimba cu lumina sa. Sunt ambasadorul cerului, mă las condus de el. Vreau să fiu o lumină chiar la mine prin cartier. Chiar dacă mulți spun că nu pot să fac asta, îmbrăcat cu anele largi și cu muzica asta gangsta. Dar nu, eu nu vor renunța. Eu știu, Doamne, ce-ai făcut în viața mea. Și vreau în fiecare zi mai mult să te cunosc. Vreau să fiu cu tine, vreau să fiu la adăpost. Tu ești cetățuia mea, în tine mă încred. Vreau să ales spre viitor, trecutul să-l șterg. Nu sunt perfect, nici nu știu când o să fiu. Nu cred că pot acum, o lăsăm pe mai târziu. Nu, nu, nu vor renunța. Orice s-ar întâmpla, rămân pe strada mea. N-o să mă schimb, o să rămân la fel. Până la capăt, tot la mine în cartier. Nu, nu, nu vor renunța. Că orice s-ar întâmpla, rămân pe strada mea. N-o să mă schimb, o să rămân la fel. Până la capăt, tot la mine.
răul. Ce mi se întâmplă e spre binele meu. M-a apropiat, nu m-a îndepărtat de Dumnezeu. Îmi finisează caracterul tot mai mult, ca să știu cine sunt, ca să știu de ce când. Dacă ești cu mine, trebuie să vii. Dacă nu înțelegi ce zic, trebuie să știi că Dumnezeu m-a învățat ce? Ca să lupt când pic, să mă ridic și să iau de la început. Și știu că ai încredere în mine, că într-o zi va fi totul bine. Mi-ai promis că nu mă vei părăsi, că vei fi cu mine. Când noapte și zi tu ai lumea în control, Doamne, tu ești tot, eu rămân în continuare pe lângă tine. Un popor care sper că niciodată nu te va părăsi. Voi lăsa totul în urmă și la tine voi fugi. Nu, nu, nu vor renunța, că orice s-ar întâmpla rămân pe strada mea. N-o să mă schimb, o să rămân la fel, până la capăt tot la mine în cartier. Nu, nu, nu vor renunța, orice s-ar întâmpla rămân pe strada mea. N-o să mă schimb, o să rămân la fel, până la capăt tot la mine în cartier. Oh, 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 voi? Yo, oh, 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 voi? Yo, oh, 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 voi? Yo, oh, 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 voi? Nu, nu, nu vor renunța, orice s-ar întâmpla rămân pe strada mea. N-o să mă schimb, o să rămân la fel, până la capul tot la mine în cartier. Nu, nu, nu vor renunța, că orice s-ar întâmpla rămân pe strada mea. N-o să mă schimb, o să rămân la fel, până la capul tot la mine în cartier. Nu, 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 nu vor renunța, orice s-ar întâmpla rămân. N-o să mă schimb, o să rămân, până la capul tot la mine. Puteți să luați locurile pentru o vreme. Îl invit pe Cosmin aici. Merge? Merge, perfect. Cum te simți în seara asta? E un început. Ok, Boboc, am pregătit aici o listă, dar mai întâi am o întrebare de la domnul Călin, care întreabă în felul următor. Boboc, crezi că ai accepta un duet cu Fuego? Ești afară. Ați auzit răspunsul lui. Bun, hai să trecem la lucruri serioase. Cu hrușcă. Bun. Și eu aș accepta cu hrușcă. Da? O colindă. Bun. Boboc, de cât timp te-ai apucat de cântat? Asta era mișto? Nu. Din 2007, de 8 ani. 8 ani. Și ce te-a făcut să te apuci de rap? Asta e chiar m-a panicat puțin. Păi m-am apucat de rap. Înainte am ascultat rap. Am început prima oară să cânt piesele altora, cred că așa a început oricine, nu cred că a început el direct să scrie verse sau aia, lasă-mă, ți-ați povești, știi? Și pot să zic că am crescut cu muzica asta, rap, însă nu vreau ca lumea să confunde și să creadă că, nu știu, rapul românesc e gangster sau chestii de genul ăsta, că e o minciună, nu e niciun gangster în rapul românesc. Cu toții știm că gangsterii românești, interlopii și așa mai departe, ce fel de muzică ascultă, nu? Salam și din ăștia. Deci muzica rap românească nu poți să spui că are vreo tangență cu gangsterii. Adică nu prea avem gangsteri. Și atunci de ce rap? Pentru că asta am simțit că nu mi-a plăcut, și am simțit că pot să transmit un mesaj mai departe. Și am început să pun pe foaie. În 2006 la început, apoi în 2007 am scos primul album. Postul. Seraia. Și de unde vine numele tău de Boboc? Și care e numele tău real? Nu, asta cred că știe careva de unde vine numele de Boboc. Nimeni, nu? De unde? Glumesc, numele de Boboc vine de când eram mai mic. N-are nicio legătură cu muzica sau... jucam fotbal mult, eram mai disperat pe fotbal.
Am vrut să ajung la Baia Mare, știu că aveți o echipă foarte bună de fotbal aici. Că vezi meciul după deal, nu de acolo, din parc. Am văzut toată, să vedea meciul, nu trebuie să mai plătești. Jucam fotbal, eram cel mai mic din echipă, după stradă de la noi, și eram și portar și fratele meu mi-a spus Boboc, de la vreo 9 sau 10 ani, nu mai știu exact. Și au început toți să-mi zică Boboc, Boboc și așa a rămas. Până poate și cine știe, și încerc, dacă ajung. Da, și am avut un nume din ăsta până la un moment dat, nu o să vă spun. Și mergem mai departe. Apropo de nume, v-ați spus vreodată numele scris invers? Vi l-ați citit invers? Știți cum sună numele meu? E Cobob. Cum ar suna să... Și îl invităm pe Cobob pe scenă. Și numele real e Matei Ionuț. Invers e Tsunoi. Ionuț Tsunoi. Și Yetam. M-am interesat, știi? Chiar sună interesant. Nu? Yetam. Ok, Cobog. Bob. Bobby, ce te inspiră pe tine în muzica rap? Pe mine ce mă inspiră când scriu? Da. Nu știu ce mă inspiră. Nu știu, ceea ce am trăit sau chestii de genul. Oricum nu filme. Am auzit odată pe cineva din ceva rapper din oraș, de la noi din cartier, a zis că s-a uitat la un film și trebuie să scrie o piesă. Când am auzit... A zis, chiar e rupere. Ce știu ce film acolo cu bătăi. Și a zis, pe bune, deci vorbesc serios. Am auzit și am văzut să scriu o piesă, că a fost filmul tare. Nu știu ce mă inspiră. Scriu când... E ok. Scriu atunci când am inspirație, să zic așa. Mi-ar place să am mai des și să am timpul ăsta mai mult. Să am mai multe piese, știi? Sper ca pe viitor să fie mai multe. Și nu o să auzim o piesă despre Avatar. Nu. Despre Gladiatorul. Bună asta. Boboc, ai cântat mai înainte o piesă interesantă cu Nu voi renunța. Ai vrut vreodată să renunți? Și dacă da, ce te-a oprit să mergi mai departe? Înțelegi întrebarea, da? Da, e ok. Da, au fost momente mai... mai multe momente care mă gândeam. Au fost momente mai grele, să le spun așa. Însă, nu știu, n-am continuat, nu știu, nu m-am oprit. Am continuat să fac asta, știi? Chiar dacă înaintam încet, eu zic încet, mi-ar fi plăcut să am undeva la vreo 10 piese pe an, știi? Așa, poate și mai mult ale mele. Dar am continuat și am scris atunci când chiar am avut inspirație și nu am simțit nevoia să mă opresc sau și încă nu și cred că o perioadă de viață o să fac asta, știi? Și au fost momente grele atunci când am despărțit, s-a spart trupa în 2011, însă chiar știu că mulți n-au crezut că o să continu, majoritatea, chiar asta e, știi, ce să zic. Am continuat, ce să zic, am mai mult de atâta. Ce mai filozofic, mai... Așa. Bun. Stai că vă explic eu. Nu fac atenție. Deci când era el mic... Da, nu-i lăsăm, băgăm seama. O altă întrebare pentru tine. Care sunt planurile tale de viitor? Încotro vrei să mergi? Anul ăsta să scot EP-ul, asta e o travă de 5 piese. Trebuia să-l am acum la Baia Mare, apropo de el. Dacă o să vreți să-l luați, o să trimit și în Baia Mare. Adică, de fapt, el o să vină prima oară în Baia Mare, la Călin. E ok? Omul meu, de bază, și-a lăsat barba acum să nu mai fie recunoscut. E ok? Să nu mai recunosc la tot noi, știi? Să nu-l chem pe scenă. Și anul viitor sper să scot tot un EP de vreo 7 piese, sper să fie pe el și o să mai am acum 2 piese, am scris deja cu Revilio, doar trebuie trase. Nu știu, nu gândesc așa foarte, sunt pe moment, cum simt, nu pot să zic, o să am inspirație peste un an și o să scriu nu știu ce, știi? Merg după ce simt în momentul ăla, știi? Ceva de genul ăsta. Deci, planurile mele de viitor e
să fac asta în continuare, dar nu știu ce o să scot, ce, nu știu, nu îmi propun să sune așa, să prindă la oameni și așa. Simplu eu, simplu și direct, asta cred eu. Ultima întrebare pentru tine. Aleluia. Buboc, care e motoul tău în viață? După ce te ghidezi? Încerc să, cum am zis și înainte între piese, că încerc să caut cât mai mult adevărul și să îl trăiesc, să spun și altora, și cred că ar trebui să ne ghidăm cel mai mult după Biblie și să o trăim. Și atunci toate, cred că o să ne meargă bine. Dumnezeu zice că El se va îngriji de orice lucru, dacă noi căutăm mai întâi împărăția Lui. Și asta încerc să fac. Nu vreau să, în chestia asta, să par, nu știu ce, Sfântul Boboc sau chestii de genul ăsta. Dar chiar cred că am o căutare după Dumnezeu și sper ca fiecare de aici să o avem tot mai mult și sigur că o să o găsim dacă o căutăm din toată inima. Cam asta încerc să trăiesc eu. Bun, e ok. Mersi okay. Mult. Mulțumim, Boboc! Vă invit cu mine în picioare să le mai cântăm vreo 80 de piese. 80 de piese, am zis că merg în seara asta, că tot am concert, știi? Țin minte o fază la studio la noi, ca să tragi piesă, costa 1.000.000 de lei, fără instrumental. Și au venit niște băieți, tot așa la început, să cânte. Mai copii erau, de vreo 16 ani, să tragă ei piesa. Și știi ce au făcut? Ca să tragă 3 piese, au legat 3 instrumentale, ca să plătească 1.000.000, știi? Și am început să râd acolo, eram cu Alex, a fost foarte inteligenți băieții și a cerut 1.000.000. Alex, de rușine, n-a zis nimica. Mă duc și eu cu o piesă în studio de o oră, zic, bă, dar asta e piesa mea. Să schimbă, să mixează, e ok. Și apoi numai o tau și am albumul, știi? Scot-o cu o piesă, un album. Bun. Poți să-i dai drumul? Yeah! Pe piesa asta puteți striga pe cine l-aveți cu voi atunci când e greu. Eu l-am pe Dumnezeu, dacă și voi l-aveți puteți striga pe Dumnezeu pe refren. Yeah, yeah, lumea se schimbă din jurul meu, singurul ce a rămas cu mine e Dumnezeu, că am rămas singur pe stradă. Am și dovadă când câinii mă văd, vin la mine dând din coadă, îi iau cu mine, dau o tură să mă prim. Sunt singurul din cartier care refuz să mă simt, că Dumnezeu mă ține tare, de putere să rezist, să zâmbesc și atunci când decorul e trist. Și nu, nu, nu vor renunța, o să-L caut pe Dumnezeu toată viața mea, chiar dacă mulți refuză să se mai zbată, o să-mi iau credință în spate și o să merg pe apă, aproape de Dumnezeu și mândru de Dumnezeu. Ăsta sunt eu și așa rămân mereu și nimic, nimic nu mă va schimba, oricât ar pleca din nou din viața mea, chiar dacă oamenii pleacă din jurul meu, îl am cu mine mereu pe Dumnezeu și știu că El nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, yeah. Chiar dacă oamenii pleacă din jurul meu, îl am cu mine mereu. Știu că El nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, yeah, yeah. Tu mă mângâi, Doamne, atunci când mă doare, când mi-e frică, îmi vine ajutor cu dreapta Ta biruitoare. Și poate crezi că Dumnezeu are nevoie de tine, însă tu ai nevoie de Dumnezeu, reține. Că mulți mă întreabă care-i scopul, de ce, când, adesea mă întreb și eu, oare cine sunt, cine sunt, cine sunt, cine sunt. Trebuie să știi că Dumnezeu m-a creat cu un scop pe pământ, să fiu lângă El și să aflu cine sunt. Nu mă opresc din cântat, mă duc mai departe, chiar dacă rezervorul meu e plin de păcate. Atunci când oamenii fug, Dumnezeu vine spre mine. Am învățat că în orice rău există și un bine. Rămân la fel, nu mă voi schimba, aici cu Dumnezeu până la capăt, în Filadelfia. Chiar dacă oamenii pleacă din jurul meu, îl am cu mine mereu pe Dumnezeu și știu că El nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, yeah. Chiar dacă oamenii pleacă din jurul meu, îl am cu mine mereu. Și știu că El nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, yeah. Chiar dacă oamenii pleacă din jurul meu, îl am cu mine mereu. Pentru
Dumnezeu și știu că El nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, yeah. Chiar dacă oamenii pleacă din jurul meu, îl am cu mine mereu. Că Dumnezeu și știu că El nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, yeah. Următoarea piesă se numește Cu tine, e cu Amalia, nu știu dacă o știți pe Amalia, e și cu nata mea, e ok, nu mă lauză cu chestia asta, dar lumea nu știe, știi, nimeni nu știe cine e, nu apare pe nicio poză, are o piesă asta, păcat că, păcat, adică păcat că mulți dintre români pleacă dincolo și cam uită de țară ca să facă banul și uită o grămadă de chestii care ar putea să le facă aici și să ajungă să schimbe, să dea un mesaj mai departe. Poți să dai drumul? Yeah. Yeah, 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 she. Nu mă va schimba și nu mă va putea lua. De unde? Din împărăția ta. Trebuie să știi că la capăt, cu tine voi rezista. Vin înaintea ta, Doamne, și spun, nu mă lăsa să dispar, nu mă lăsa să apun într-o lume în care păcatul conduce, visă în cenetare, deci mă întorc la cruce. Acolo unde tu ai fost răstignit, ți-a dat viața pentru mine, ca eu să pot să fiu iubit de tine. Cel care lumea ai creat, de păcat m-a iertat, dar și eliberat. Deși deseori mai cap și mai greșesc, tu mai dai o nouă șansă, Doamne, știi că te iubesc. Și nu, nu, nu lăsa pe cer rău să se atingă de viața mea, fiindcă tu vezi de sus că sunt de slab. Dacă ți-e mâna din viața mea, sigur am să cad. Dă mâna, te rog, Doamne, și ține-mă bine, fiindcă nu pot singur, am să mor fără tine. Mâini, mâini, yeah, yeah. Nu m-a schimbat și nimeni niciodată nu mă va putea lua. De unde? Din împărăția ta. Trebuie să știi că Doamne, în a ta carapace, nimic nu e sigur în viața de pe pământ. Nu mai vreau să văd oamenii țipând și alergând după bani, droguri, fericire și respect. Fiecare vrea să pară că n-are niciun defect, însă mă întreb cum ești atunci când e singur. S-a ascuns cine ești, nu te face mai matur, că Dumnezeu te cheamă. Hai, nu mai sta pe loc. Cine te-a prostit că există cale de mijloc? Ești un om moral, nu te face și creștin. Pe Dumnezeu nu-l pot mitui, stai puțin, că poate n-ai înțeles și ți-o mai zic din nou. Că trăiești moral, nu te face și creștin, îmi pare rău. Dacă asta crezut, dar Dumnezeu e drept, ți-a trimis cererea, te așteaptă, dă-i accept. Yeah. Nu mă va schimba și nimeni niciodată nu mă va putea lua. De unde? Din împărăția ta. Trebuie să știi că următoarea piesă se numește Casa mea. La piesa asta am făcut un videoclip. Chiar acum când am venit în Baia Mare, am văzut clădirea aia. Încă nu s-a dărâmat. Pentru cei care nu prea mă știți, puteți să căutați pe Facebook Boboc Simplu sau pe YouTube piesele mele. Da, țin minte când am făcut clipul la piesa asta, Călin și Petrici au vrut să facem numai niște poze, știi? Și au zis, hai să facem un clip, bă, totuși. Dar altcumva, știi? Și în ziua aia, ce inspirație am avut, așa am făcut și eu cred că a ieșit chiar ok. Pentru
Puteți aici pe Călin să-l aplaudați. El mi-a făcut două videoclipuri. Da, el o să și plece dintre voi la București, nu? În martie vă părăsește, asta e. Da. Oricum, îl vedem în cer, nu? Sper că fiecare de aici să își strângă lucruri în cer, nu aici pe pământ. Bun? Și cât mai multe și fapte bune, fiindcă un creștin cred că trebuie să lumineze. Poți să-i dai drumul. Yeah! E greu să schimb ceva în generația asta. Mă uit la viața mea și îmi dau seama că nu s-a schimbat nimic, am rămas la fel. Sunt ca înainte când umbleam seara prin cartier, că mulți și-au făcut bagajele și-au plecat, fiindcă țara asta nimic nu le-a lăsat. Într-o lume disperată, înfometată după bani, eu rămân copilul lui și pentru tine un puștan și un rapper diferit, despre care ai auzit că pe toți v-a iubit până atunci când a murit. Mă rog pentru toți să ajungeți acolo sus, ci să nu vă fie rușine de numele lui Isus. Să aveți întrăzneala să duceți mai departe numele lui Isus, exact așa cum scrie în carte. Caută-l pe el și poți să te asiguri că ne vedem în cer. Păstrăzi de aur, casa mea e casa mea. Isus în cer, însă momentan sunt aici cu tine prin cartier. Te aștept și pe tine, hai, vino și tu, nu-ți vin de lumii acesteia sufletul. Casa mea e casa mea. Iisus în cer, însă momentan sunt aici cu tine prin cartier. Te aștept și pe tine, hai, vino și tu, nu-ți vin de lumii. Yeah. M-a săturat de lume, m-a săturat de tot, vreau să plec departe și să nu mă mai întorc. Acolo sus unde timpul e infinit, acolo sus ca să-mi spună Dumnezeu bine ai venit. O să lupt ca numele meu în cartea vieții să fie găsit, dar până atunci trebuie să rămân neclintit. M-a săturat și de rap, nu mai vreau nimic, dar continuu să o fac ca prin el să îți zic că Dumnezeu te iubește și tare mult te vrea. Dacă nu ar fi așa, de mult nu aș mai cânta. Respect pentru cei care au ceva de zis, pentru cei care au luptat și-au crezut în a lor vis, pentru ăia care la o parte nu s-au dat și când lumea i-a vorbit, ei au continuat. Și respect pentru cei care cred că într-o zi Iisus Hristos a doua oară pe pământ va reveni. Yeah, yeah. Iisus în cer, însă momentan sunt aici cu tine prin cartier. Te aștept și pe tine, hai, vino și tu, nu-ți vin de lumii acesteia sufletul. Casa mea e casa mea. Iisus în cer, însă momentan sunt aici cu tine prin cartier. Te aștept și pe tine, hai, vino și tu, nu-ți vin de lumii acesteia sufletul. Yeah, yeah. Woo. Doi. Denis, nu mai vine la tobe. Cum? Ce s-au rupt? Serios? Cum? E ok, e ok. Ne descurcăm fără, nu? Oricum sună super cu tobe. Următoarea piesă e mai veche. E România, din 2008. Știți piesa asta? E... N-aveți aici un drapel numai asta mare, așa? E ok, puteți să-l luați, Călin, poți să-l tragi, te rog. Eu o să strig, e România și voi, România, România, țara mea, e România. România, știi asta, poți să-i dai drumul. Și astăzi se împlini porunca cea din vec. Să stea la oaltă cei dintr-o singură mamă, țara românească. Țara Ardealului și țara Moldovei. Pohta și-am pohtit eu. E România, România, țara mea, e România. România știe asta, e România. România și așa o să rămân cât trăiesc român. În România, e România. România, țara mea, e România. România știe asta, e România. România și așa o să rămân cât trăiesc. Aș cânta deșteaptă-te române,
din somnul cel de moarte. În urma ta ai lăsat familii destrămate, copii micuți cu fețele lăcrimate, de dorul mamei sau al tatălui care sunt duși departe. Ne e dor de voi, pentru noi sunteți eroi, deși Europa vă tratează ca pe un gunoi. Mâna pe inim când să cântă imnul, dorul ne cuprinde sfânt când vedem în vânt tricolorul. Mândru de România, mândru de neamul meu, mândru de Dumnezeu și așa va fi mereu. Mândru de limba ce din Aștero vorbesc, cât o să trăiesc, mândru de tot ce românesc încurge prin vene un sânge, dacă o latin. Și e mândria cea mai mare, faptul că sunt creștin. Piesa asta o dedic românilor mei, România, Spania, Italia, oriunde ar fi. E România, România, țara mea, e România, România, știi asta, e România, România, și așa o să rămân cât trăiesc român. În România, e România, România, țara mea, e România, România, știi asta, e România, România, și așa o să rămân cât trăiesc. Vorbim de România, vorbim de limbă și popor, vorbim de aia care fomentați pe stradă mor. Vorbim de cartiene și vorbim de tragedii, de oameni bogați sau săraci, de bătrâni sau copii, vorbim de toți, fiindcă toți suntem români. Diferența e că unii sunt mai rei, iar alții mai buni. Unii dau goluri, aruncă în aer stadioane, în timp ce alții își caută mâncarea prin tomberoane. Mi-aduc aminte de vremea când eram copii, fetele visau pe comăneci, băieții pe hagi. Au fost mulți cei care au ridicat tricolorul sus, dar prea puțin au avut ceva de spus. Prea multe vedete, mult prea multe nume care n-au fost un exemplu pentru generația următoare. Ne mândrim cu multe, dar e un nume mai presus decât orice altceva, e numele lui. E România, România, țara mea, e România, România, știi asta, e România, România, și așa o să rămân cât trăiesc român. În România, e România, România, țara mea, e România, România, știi asta, e România, România, și așa o să rămân cât trăiesc român. În România, woo! Poți să o tai aici? Era partea lui Cipri, știți pe Cipri, nu? Că da, el a mai fost pe la voi, pe la Baia Mare, de la McDonald's, nu? După el s-a luat Mac-ul, nu? Următoarea piesă se numește Până la capăt, poți să-i dai drumul, e tot așa mai veche. Cei care ascultați, știți piesa asta, poți să-i dai? Până la capăt. O să o lași până la capăt, după ce-i dai drumul. Vezi probleme acolo? Dar cred că i-am zis o salveze și nu a salvat-o pe asta. Și cred că de-aia nu merge. E ok, îl iertăm. Nu? Nu. Stai să vă stic cu Ghiozdan acolo. Hai, dă-i Babilon, m-auzi? Da. Îmi pare rău că pe piesa asta nu-s cu Denis aici. Asta am vrut să aud cel mai mult. Yeah, yeah. Vrei bani? Fă, eu vreau să stau printre oameni buni, printre oameni rei cu ai mei delay. Să trecem prin ape mulți și voi ca un nebun. Eu sunt privit că sunt creștin și-o dau pe pit. Nu-ți convine nimic și spui mie că rapul stric viau. Să fii diferit, să zic pe un că Dumnezeu viu și așa va fi mereu. Ridică-ți ochii că trecem și ai să fii liber, nu? Prin zone ieri să alergi, prin cartier să ai puncte multe de reper. Să te aliniezi pe cer. De 8 ani la microfon, printre lei în Babilon. Nu am fost înghițit, credința mine n-a murit, că am rămas tot așa, acolo pe strada mea. Mesajul e aici, Dumnezeu cu mine, da. De 8 ani la microfon, printre lei în Babilon. Nu am fost înghițit, credința mine n-a murit, că am rămas tot așa, acolo pe strada mea. Mesajul e aici, Dumnezeu cu mine, da, da. Oriunde am mers să cânt în țară și oriunde am să merg să cânt, o să duc același mesaj, că Dumnezeu e viu, Dumnezeu există, El e printre noi și în ziua de azi. După 8 ani de rap, am rămas aici la microfon, făcându-te pe tine puțin să dai din cap.
Hai să dăm ultimoare refrenul. Hai, 1, 2, 1, 2, 3 și de 8 ani la microfon. Printre alei în Babilon nu a fost înghițit, credința mine n-a murit, că am rămas tot așa, acolo pe strada mea. Mesajul e aici, Dumnezeu cu mine, da. De 8 ani la microfon, printre alei în Babilon nu a fost înghițit, credința mine n-a murit, că am rămas tot așa, acolo pe strada mea. Mesajul e aici, Dumnezeu cu mine, da. Da, yeah, 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 woo, woo. Și o să cântăm ultima piesă, îi dăm tot o travă, să se audă până în Oradea, bun? Să audă cei de după Mori. Hai să-i dăm prima piesă, e acolo în listă. Merge? Denis, ok? Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Din nou pe bandă, Baia Mare 2015. Yeah, yeah. Am venit, oh, și o să vin din nou. Am venit cu mult mesaj și fără gând de show. Etajul 3, direct din studio. Pop-pop vine, dar vine mult mai slow. Stau pe loc, nu mă arunc în față. Vreau să spun cuvinte adevărate, ce doar viață. Că Dumnezeu a fost cel care m-a însoțit, cel care m-a ridicat atunci când m-ai lovit. Prea mult Dumnezeu în piese și nu-ți place, că ai vrea să auzi doar de dragoste și pace. Însă Dumnezeu e mai mult de atât, e cel care de la început te-a vrut. Sunt puțin câștigi în zilele din urmă. E generația McDonald's, fiind de turmă. Ori îți iei crucea în spate și ai plecat, ori papa, ceau, mamona te-a luat. Diavolul stă și răgnește ca un leu, vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ți le dă pe tavă. Am balate frumos, dar rău întruie. Diavolul stă și răgnește ca un leu, vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Ăsta îți dă ce vrei, ți le dă pe tavă. Am balate frumos, dar rău întruie. În fiecare zi stai și te gândești, oare cine ești, unde ești și de ce trăiești. Nu știi încotro s-o iei, unde să te îndrepți. Într-o lume oarbă și în care toți se credește lumea s-a răcit, nu mai aștepți niciun bine. Când îi vezi pe toți în jur că vor să tragă după tine. Băieți aș disperați ce aleargă după bani și fete ce te vor doar atunci când ai merțan. Dragostea s-a dus, s-a plecat tot mai sus, o mai vezi doar atunci când te uiți la Iisus. Că lumea s-a răcit, ți-am mai spus, mă, calea ce-am ales-o eu e cea îngustă. Calea care aduce eliberare e singura șansă de salvare. E singura șansă pe care o ai tu și eu. E singura ta șansă să te întorci la Dumnezeu. Diavolul stă și răgnește ca un leu, vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ți le dă pe tavă. Am balat de frumos, dar înăuntru e o travă. Diavolul stă și răgnește ca un leu, vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ți le dă pe tavă. Am balat de frumos, dar înăuntru e o travă. Pentru oricine vrea să-și scape viața, o șamă. Yeah. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Hai, 1, 2, 3 și... Diavolul stă și răgnește ca un leu, vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ți le dă pe tavă. Am balat de frumos, dar înăuntru e. Diavolul stă și răgnește ca un leu, vrea să-ți iei ochii de la Dumnezeu. Îți dă ce vrei, ți le dă pe tavă. Am balat de frumos, dar înăuntru e. Diavolul răgnește ca un leu. Știi că diavolul răgnește ca un leu, dar nu poate să-ți facă nimic dacă l-ai pe Dumnezeu. Woo! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult că ați venit în seara asta. A fost fain să cânt alături de voi, chiar dacă sunt puțin obosit, m-am simțit bine aici. Sper că s-a înțeles versurile și mesajul în seara asta. Mai mult decât show-ul sau ce-a fost, am cântat împreună. Sper ca fiecare de aici să caute mai mult adevărul și să nu se oprească niciodată. Mulțumesc mult!
Ne vedem. Pace vouă. Stați un pic, stai, Bobo, că nu pleci așa ușor. Come on. Vreți? Vreți să fie gata? Nu. Mai vreți să-l auziți pe Bobo un pic? Eu vreau să te mai aud un pic. Ce vor ei? Dacă ai... se poate? Nu prea are motive. Sau ai motive? A, nu are pusă. N-are pusă, scuze. Da, vreți cu Călin? Deci de acasă mă gândeam. Ok. Este... Două, trei piese, patru! Da, stai că vreau să fac și eu ceva. Cine? 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 Până la capăt? Hai, Boboc! Eu zic să cântăm piesa asta care... Asta a doua, care merge acum, ok? Fiindcă e cam cea mai nouă, să nu cântăm tot noi din 2008, deci că am rămas în urmă. Da, asta e mai remixată, Privesc spre cer, se numește, făcută cu Revilio, poți să-i dai drumul de la început. Uitați cu mine, puteți striga voi acolo, muzică de stradă, muzică de cartier, bun? Rap creștin și sunt lovit în plin, că dau cu binecuvântare, nu cu ură și venin. Ca și Iisus, nu sunt bine primit. Orice flow liric aș avea sau cum aș da popit. Îl am pe Dumnezeu, nu cânt doar despre El. Eu nu vreau pe miu aici și vreau sus în cer. Alerg după El, alerg pe stăzi, alerg cu adevărul, nu alerg de gând. N-am nevoie de premii sau de o carieră, am nevoie de versuri noi în gloanță de mitralieră. Nu vreau ca să-mi fac imagine sau look. Vreau să spun tot ce-am trăit, oriunde mă duc. Stau departe de păcat, mă feresc de el. Vreau să fie curat, în cer al meu cazier. Și dacă n-ai înțeles ce-am avut de zis, rimele mele merg pentru cei de asta ajung în paradis. Muzică de stradă, muzică de cartier. Și-o dau până transpir ca băieții de pe șantier. Nu mai sunt prizonier, fiindcă rugăciunile mele au ajuns până la cer. Muzică de stradă, muzică de cartier. Și-o dau până transpir ca băieții de pe șantier. Sunt liber. Yeah, yeah. Că încă țip în microfon și nu am plecat. Asta cred că e dovada că eu încă cred în rap. Nu m-am cătinat tare ca un soldat. Am rămas pe poziție fiindcă am un mesaj de dat. Nu cu nasul pe sus și fără mândrie la microfon. O dau cu pace și respect pentru fiecare om. De la sunet bun am dat-o până pe casetofon. Cam poartă cea lui Gibufon. Fără rușine vin și strig că Dumnezeu e viu. Sper să-ți dai seama de asta până nu e prea târziu. Și nu mă opresc, o să spun tot ce am de zis. Nu prin puterea mea, ci prin puterea celui ce m-a trimis. Să văd că știi în mințit din față de la amvon. Predicator mulți alargă doar după microfon. V-aș opri de-a telecomandă dacă asta avea buton. Lăsați competiția, sunteți la maraton. Muzică de stradă, muzică de cartier. Și-o dau până transpir ca băieții de pe șantier. Sunt liber, nu mai sunt prizonier. Yeah, yeah. Asta-i muzică de stradă, muzică de cartier. Și-o dau până transpir ca băieții de pe șantier. Sunt liber, nu mai sunt prizonier. Yeah. Și strigă E-o. Ei, ei, ei. Oh, da. Ascultă muzica. Yeah. Și strigă E-o. Zi, ei, ei, ei. Zi, oh, da. Ascultă muzica. Yeah, yeah. Hai să mai încercăm ceva. Yeah, yeah. Aha, woo. Când eu strig baia, voi strigați mare. Baia, 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 baia. Yeah, 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 yeah. Când eu strig marea, voi strigați Mureș. Marea, marea, marea. Yeah, yeah, yeah.
sunt liber. Prizonier, fiindcă rugăciunile mele au ajuns până la cer. Muzică de stradă, muzică de cartier. Și-o dau până transpir ca băieții de pe șantier. Sunt liber, nu mai sunt prizonier. Yeah. Mulțumesc mult, Baia Mare. Cred că e ok atâta. Denis a zis că o să cânt și mâine dimineață. Dacă vrei să mai am voce. O să aibă și mâine vreo 10 piese. Nu? 10 albume. 10 albume, ultimele 10 albume. Ok, mulțumim, Bobo!